O mașină a fost complet distrusă de flăcări aseară într-o parcare de pe Bulevardul Muncii din Reșița. Focul ar fi pornit din spatele autoturismului, spun martorii, iar pompierii au stins flăcările în cel mai scurt timp. Din fericire, vâlvătaia nu s-a extins și la celelalte autoturisme parcate și, de asemenea, nimeni nu a fost rănit. Până în acest moment, nu se știe dacă focul a fost pus intenționat sau dacă flăcările au pornit în urma unui scurt circuit de la instalația electrică a mașinii.